Vara este foarte, foarte aproape și odată cu ea, bucuria mea este și mai mare pentru că încep petrecerile în aer liber și, bineînțeles, activitățile pe apă, activități cărora le-am dus dorul toată iarna. Chiar toată iarna. M-am gândit în continuu la ele și nu numai pentru că îmi place să mă bălăcesc la mare, ci și pentru că vedeta sezonului trecut de vară a fost acest iaht pe care mă aflu acum și v-am adus și pe dumneavoastră să discutăm despre petrecerile anului trecut, petrecerile vedete care au împânzit tot internetul și îl am lângă mine pe bunul meu prieten, Adi Sasu. Bună! Sper că ți-ai dat telefonul pe silent, Adi. Da, dar bâzi-a în mână, știi? Bâzi-a da. În continuu. Păi asta da. Vreau să zic că îți mulțumesc că ești alături de mine astăzi pentru că știu ce efort mare faci. Da, e un efort extraordinar pentru că am primit un nou job, acela de centralistă și răspund la telefon non-stop. Glumesc. Sună telefonul foarte, foarte tare că în urma petrecerilor de pe 1 mai și nu numai, dar și cele care urmează, e un flux uriaș de oameni care vor să fie alături de noi și nu doar oameni, nu vorbesc aici doar de clienți, vorbim de companii care vor să-și facă tot felul de evenimente, vorbim de tot felul de parteneri cu care lucrăm și așa mai departe. Deci înțeleg că voi închiriați vasul. La nevoie, da. În cazul în care o companie, dau un exemplu, ar vrea să-și facă un eveniment privat sau, de ce nu, o persoană fizică cu o potență financiară, cu un card mai negru de obicei, ar vrea să închirieze iahtul pentru o petrecere privată, sigur că da. Știi ce mi s-a părut minunat? Faptul că un astfel de iaht, care aparent ai zice că, eu știu, poate doar o persoană care are cardul ăla negru ar putea să-l acceseze și să-și facă ziua aici, este deschis și pentru oamenii de rând, pentru cei care... Absolut. Să știi că nu este atât de scump. Evident că va fi scump dacă noi doi ne dorim foarte tare să facem o petrecere, noi doi, pe tot iahtul. Evident că va fi destul de scump pentru că vorbim de costurile de operare ale acestui iaht, care nu sunt deloc mici, dar dacă pur și simplu un grup de 10 oameni vor să vină pentru o petrecere, nu știu, își face unul dintre ei ziua de naștere, nu va fi absolut deloc scump, e un cost ca pentru orice altă seară normală de petrecere. Ok, în cadrul unor companii, spre exemplu, corporațiile vor să fie doar ei pe iaht. Și atunci, chiar dacă vin cu 50 de persoane, chiar dacă vin cu 800, cam care e capacitatea noastră, vor să fie doar ei. Evident că pentru astfel de mofturi și dorințe deosebite, costurile se ridică ceva mai mult, pentru că vorbim în primul rând de costurile de operare. Gândește-te că avem motorină, câte 10 tone așa, deodată. Gândește-te că avem costurile de acostare la cheu, costurile de ieșire din port, de intrare în port, e la fel ca la avion, știi? Costurile cu personalul, costurile cu autorizațiile pentru... E o listă lungă care ne plasează undeva departe. Și cu toate astea spun eu că pentru cineva care vine să-și petreacă la mare câteva zile, este destul de ieftin un bilet să-ți petreci Dacă aici. Vorbim de cursele noastre frecvente, programul nostru normal, să zic așa, party-urile făcute de noi pentru toată lumea, eu consider că costul este mai mult decât accesibil. Știi, de fiecare dată când se vorbește de bani, oamenii se raportează în primul rând la buzunarul propriu, evident și normal de altfel, și doi, la o experiență trăită. Dacă eu ți-a spune acum hai să mergem într-un club să ne distrăm și ți-a zice că vom cheltui 2000 de lei, iar aia 2000 de lei, spre exemplu, reprezintă salariul pe o lună pentru unii oameni, s-ar putea unora sau... Da, unora, să li se pară foarte mult. Depinde cine vine să cânte acolo. Nu, ascultă-mă, dacă acei unii știu că în general au mai trăit experiența asta și știu că cam atât au cheltuit ei într-un club, atunci este ieftin. Așa e și cu iahtul. Dacă eu îți spun că intrarea este 200 de lei sau 350 de lei, tu neavând experiența, n-ai călcat niciodată pe un astfel de vapor de-a dreptul, o să zici, vai, dar e scump. Am avut persoane care ne întrebau, cât? 200 de lei și ce ne dați în banii ăștia? Și le-am spus, 5 ore de mers pe mare și o gustare inclusă. Și distracția aferentă. Nu mai punem. Dar gândește-te că 5 ore de mers pe mare, dacă vei calcula da, cei 200 corect. De lei. Da? Dar hai să explicăm un pic și ce se întâmplă. Hai să-ți explic o chestie interesantă. Au apărut niște știri la un moment dat, am văzut la televizor, în care protagonist eram și eu.
Și ne întrebau la începutul sezonului, știi, pe 1 mai, cât e costul? Și am spus, variază între 200 și 350 de lei, e în funcție de mai multe criterii, nu contează. Și au făcut prin comparație cât este să te plimbi cu un velier sau, știi, să ieși din Portul Tomis un pic până la larg. Și acolo era doar 30 de lei. E, acei doar 30 de lei înseamnă o embarcațiune care, dacă are un consum de combustibil, este extrem de redus și vorbim de 30 de minute de ieșit până iaca și întors. E, aici vorbim de un vapor care merge în larg și care stă 5 ore pe mare. Și mai exact unde vă plimbați voi? Sunteți foarte aproape. Știi de ce te întreb? Pentru că vara trecută mi-am cam petrecut serile pe plaja Trei Papuci. Și se auzea foarte tare când treceați pe acolo, era o nebunie, adică să vezi asta din îndepărtare, dorești să fii acolo, da, e clar. Da, de pe urma experienței de anul trecut, sunt ferm convins că toți cei care au fost pe litoral, imposibil să nu ne fi văzut cel puțin o dată. De ce? Fiindcă suntem foarte vizibili, noi nu ne îndepărtăm foarte mult de țărm, suntem cam la 1000-1500, și asta din mai multe motive. În primul rând sunt motivele de securitate. N-ai vedea nimic la 10 mile, crede-mă, adică n-ai de ce să ajungi până acolo. De la o milă mai și vezi, vezi țărmul, mai vezi minunățile astea de construcții de prin Mamaia Nord, mai ajungem prin spate la casino, mai vezi și tu casino, se vede ceva. Noi neavând totuși un peisaj precum în Grecia, de exemplu, unde ai ce să vezi din punct de vedere al ceea ce natura a înzestrat Grecia. Odată și doi, la o milă, noi suntem suficient de aproape, dar și de departe în același timp, încât să ni se facă simțită prezența. Să ne și vezi, să ne și auzi, e tamam bine o formă de publicitate și asta. Iar trei, cred că siguranța pasagerilor e mai importantă decât toată distracția. La o milă, în general, nu vorbim de aceiași curenți marini, nu sunt valurile. Sunt mari și la o milă, dar nu sunt neapărat cele de la 7, 8, 10, 12 mile. Uneori vântul ne mai și protejează cumva zona asta de golf în care ne plimbăm noi pe lângă Mamaia. E mai ferită, vântul pe acolo este un pic mai domol, ceea ce ajută, evident, iar scopul esențial este ca oamenii să se simtă bine, să nu aibă tot felul de situații neplăcute pe mare. Vreau să știu, pentru cei care n-au fost, de exemplu, anul trecut pe VAS, cum a fost distracția? În ce constă, practic, distracția aici și ce nume au venit pe aici? Mă refer la cântăreți și poate și DJ, de ce nu? E o provocare asta, fiindcă în stilul meu caracteristic, dacă am să vorbesc despre cum a fost anul trecut pentru persoanele care n-au venit și dacă ne privesc, se vor oftica, crede-mă. Se oftică oricum pentru că internetul este plin de fotografii și de filmări de aici. Măi, a fost spectaculos. A fost, primul an a fost peste așteptările noastre. Nici noi, la momentul în care am conceput ideea asta, în speță proprietarul și apoi toată echipa implicată, aveam o idee de ce am vrea să iasă, dar nu ne-am gândit niciodată unde am putut să ne ducem cu el și cum a ieșit. În primul rând este, cred că cel mai important lucru, feeling-ul sau emoția, senzația pe care o ai în momentul în care acest iaht începe să pornească. În momentul în care ai ajuns în larg, în momentul în care vezi țărmul, în momentul în care vezi apusul soarelui, de exemplu, în momentul în care toate luminile astea de aici pe care pot, fără niciun pic de, cum să zic eu, jenă să spun că sunt la nivel de lumini de festival. Sunt, am zis, okay. Se văd atât de impresionant. Sunetul, muzica, toate astea combinate, briza, toate astea combinate, toate elementele creează un efect, o emoție greu de descris în cuvinte. Mi-e greu să cred că există măcar un om care să fi fost aici și să zică, bă, nu, doar dacă, nu știu, ești un om care nu iubești marea. Eu de fiecare dată descriu sentimentul ăsta în maximul de libertate, dacă vrei. Adică simți libertatea prin toți porii. Așa îmi place mie să-i spun, însă sunt ferm convins că fiecare om care a călcat pragul
petrecerilor ale Ziact are o experiență a lui, un sentiment interior al lui, pe care sunt ferm convins că e destul de greu să-l explice. Una peste alta este senzație. Asta știu. De și vorba. Sensation of the sea. Știi? Aha, bun, bun. Asta s-a lipit înainte sau început. După? A fost de la început. Dar s-a potrivit. Noi inițial am zis Sensation of the Sea tocmai pentru faptul că el ca și apariție este o senzație. Știi, chiar dacă ești pe mal și îl vezi trecând cu toate luminile aprinse în timpul nopții, e o senzație. Dar îmi dau seama că mai degrabă acest motto se potrivește pentru ceea ce simți când ești pe el. Atunci când l-am gândit, nu. N-aveai cum să știi ce simți. N-aveam de să știu, da, exact. Da, corect. Da. Și anul ăsta cu ce veniți nou? Pentru cei care au fost anul trecut și au fost impresionați, îți imaginezi că venim nou cu multe elemente. În primul rând este fix locul în care ne aflăm acum, unde stăm noi. E un element nou de pe iacht. Anul trecut noi nu aveam această mini-scenă, să spunem, care se află fix pe ultima punte și care e de departe a devenit cel mai înalt punct al iahtului și cel mai atractiv, cred, în acest sezon. Probabil cele mai multe poze de pe net de aici se vor face. Și filmulețe. Și filmulețe și acum dacă toți suntem și ne vedem și pe internet, dacă încă cineva nu s-a prins, toată povestea asta e din sticlă, știi? Și ea, teoretic, de la etajul inferior, se vede la etajul superior. Deci sunt fer convins că se vor vedea foarte multe poze pe internet. Da. Fiecare înțelege ce vrea. Corect. Bun. Aici vor sta toate domnișoarele cu pantaloni. Exact. Domnișoarele cu pantaloni, domnii cu costume. Aici se vor... Foarte bine îmbrăcați. Foarte da. Bine îmbrăcați, exact. Ca de iarnă. Mai sunt și alte elemente, Ok, mai multe lumini, mai multă muzică bună, foarte mult, mai mulți invitați decât anul trecut, atât invitați români cât și internaționali, mai mulți cântăreți, mai mult show, mai mult spectacol. Este ceea ce vor descoperi toți clienții noștri în această vară. Mai sunt și alte elemente care nu sunt vizibile ochiului clientului și care probabil nici nu interesează pe nimeni, dar pentru noi e extrem de important. Completează întregul acela. Da, i-am făcut un upgrade și extrem de costisitor, dar și foarte important, astfel încât în acest moment iahtul are o, la nivel de siguranță și la nivel de mișcare a lui pe mare, este mult mai întărit sau și mai întărit, e la un nivel, dacă vrei, spre maxim. Au fost făcute niște modificări care să-i aducă o portanță mult mai mare, astfel încât chiar dacă vremea e, să spunem, un pic mai urâtă, mă refer aici din punct de vedere al valurilor, tu totuși să nu simți că el e pe mare. Atât de intens, da. Da. Da, 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 da. Să fie, dacă aș raporta de la o scară de la 1 la 10, probabil că am fi la un 9,5 față de anul trecut, din punct de vedere al balansului pe care ar putea să-l aibă în timpul vremii mai puțin favorabil. Poți să-mi dai și câteva nume importante care vor veni anul ăsta pentru petreceri? Sunt foarte multe. Păi, nu știu, dăm câteva... Din numele, hai să o luăm cu DJ, din numele de DJ români, cred că sunt, dacă nu toți, aproape toți DJ români consacrați. De la Dirty Nano, Vali Bărbulescu, lista e mare. Cred că sunt vreo 20 sau 30 de DJ români, toți cei care sunt de altfel cunoscuți. Anul trecut aici. Am venit și mi-a plăcut foarte, foarte mult Delia. Da. Nume ca Delia mai ai anul ăsta? Dacă ne referim la partea artistică a iahtului, da, avem nume la nivel de Delia. Poate chiar noi intenționăm să reușim vara asta să aducem și un nume internațional pe segmentul ăsta artistic. Avem Andra, avem Ina, avem Carla's Dreams, avem Horia Brenciu, avem... The Motans, avem, e lungă, sunt Pepe. Mulți. Sunt mulți. Mulți. Mulți care mulți. Au fost și anul trecut. Sunt puțin din cei care au fost anul trecut. Aha. Facem cumva ca, fiind al doilea an, să nu repetăm ce am făcut anul trecut, să venim încă cu o noutate, fiindcă ne permite cumva lista mare de artiști români iubiți de către public.
probabil din anul, din sezonul 3 o să începem să mai ne jucăm cu artiștii noștri, poate o să apară și alți artiști noi și poate vom încerca să mărim un pic și lista artiștilor străini. Aici un pic mai complicat. E un pic mai complicat pentru că automat un artist străin pentru un artist străin de top, prețurile sunt mult altele, clar, mai mari decât cele ale artiștilor români, iar noi avem un vapor mare, cu o capacitate mare, spunem noi, aproape 1000 de oameni, dar pentru un artist la nivelul acela, 1000 de oameni sunt foarte puțini. Foarte puțin, da. Și atunci să poți acoperi cheltuielile și costurile pentru un astfel de artist, intrarea ar trebui să fie atât de scumpă, încât probabil foarte, foarte puțin și-ar permite. Vorbește-mi un pic despre programul pentru copii, pentru că anul trecut a existat unul și mie, sincer, mi s-a părut foarte interesant. Și anul acesta va exista unul chiar mult mai organizat decât cel de anul trecut. A fost o experiență inedită și pentru noi, care în anul acesta am concretizat-o la un alt nivel. Ne-am dat seama care au fost plusurile și minusurile pentru programul acela de copii. Ne-am dat seama cât de importante sunt anumite ore, că nu poți să faci un astfel de program oricând, cam cât să stăm pe mare. Noi, din dorința de a mulțumi clienții, anul trecut de multe ori am exagerat, în sensul că stăteam poate și mai mult decât ar fi trebuit pe mare, tocmai să-i facem pe clienți mulțumiți. Să fie mulțumiți, da. Exact. Însă ne-am dat seama că de multe ori ce e mult strică, nu e chiar ceea ce și-ar fi dorit. Cel puțin pentru copii, că ei se plictisește atunci. Anul trecut stăteam uneori, sau am început cu 5 ore pe mare pentru copii, a fost uriaș. Pe urmă am mai redus așa la 4, tot era mult. Chiar dacă îi animam, copiii se plictisesc, li se face somn, bon. Motiv pentru care anul acesta, în afara bine meritatei petreceri de 1 iunie, care le este adresată, unde Dorian Popa și mai e o gașcă destul de importantă de artiști pentru copii, care vor fi aici pe IAC, începând cu 15 iunie, fiecare zi de miercuri va fi dedicată copiilor și mai precis familiilor. Va fi o excursie, să-i spunem, o plimbare de seară cu un program special atât pentru adulți cât și pentru copii, dar nu pe ideea de club, ci pe ideea de cină, dacă vrei. Se va pleca la ora 5 după amiaza și ne vom întoarce cel târziu spre ora 2, nu la 5 îmbarcarea, la 6 plecăm și undeva la 21 suntem deja parcați înapoi, tocmai ne-am gândit noi că un 3 ore este suficient, timp în care atât cei mici cât și părinților să poată mânca ceva, să poată savura o băutură și să vadă de ce nu și un program artistic. Observ că tu nu ai inclus în povestea care vine nouă anul acesta faptul că tu o să ai o colaborare cu noi, cu Dobrogea TV. Aici o să fie un vlog. Asta, filmat. Colaborarea deja a început. Deja a început și sunt foarte fericit să spun asta în emisiunea ta. Da, e vorba de o colaborare foarte bună, de altfel. E un podcast, așa se numește el, Viața pe Iaht, adică m-ar veni pe opulență, în care e un podcast scurt de 30 de minute. Vom profita cumva de prezența tuturor acestor artiști, vedete, DJ și așa mai departe, influencer și ce mai fi, cei care trec pe aici, și luăm la rost, la întrebări, într-un stil, zic eu, cât se poate de plăcut, pe mare, și în care încercăm să-i descoasem de diverse lucruri și, în primul rând, să discutăm despre ceea ce ne interesează pe noi, și anume petrecerile și marea. Atât? Eu mă gândeam că tu ai o sumedenie de alte curiozități vis-a-vis de ei, mai cu seamă că voi aveți și alte relații. Stai adică... seama, nu, stai, alea sunt curiozitățile private, particulare, pe care le voi scoate la lumina asta, cu siguranță. Bun. Dar ca temă, așa, viața pe ea. Știi, când te gândești la viața pe ea, zici, băi, o fi cu apă, cu pește, cu de-astea, despre asta se va vorbi. Da, se va vorbi despre asta, dar de aici, știi cum e, descoși, mai bei un pahar, un gin, mai... Asta e partea frumoasă. Și încerci să scoți, da. Asta e da, el este atât pe canalul Dobrogea TV difuzat, cât și pe... O să fie și în online? Cât și pe online, exact.
Am înțeles. Și așa, pe cine ai fi tu cel mai curios să întrebi și ce, dacă poți să te întrebi și dacă știi, dacă ai din o idee? Celor care... Din lista celor care vor veni, evident. Eu eram foarte curioasă. Pe cine vrei să prinzi și cu ce? Am foarte multe curiozități și în general sunt o persoană extrem de curioasă. Am niște, ca să zic așa, niște clienți pe care îi vizez cu mare, mare atenție. Momentan sunt, fiindcă ei trebuie să vină un pic mai încolo în timpul verii, și momentan vreau să le mai, să le urmăresc activitatea. Sunt, ca să nu dezvălui chiar tot, sunt niște artiste. Artiste. Și aha, bun. Niște DJ-ițe. Fiindcă ce nu ți-am zis, una dintre cuceririle iahtului în materie de DJ, ce ne place nouă, este o domnișoară foarte drăguță care se numește Matten. Această domnișoară Matten este soția lui Dimitri Vegas. Dimitri Vegas este unul dintre cei mai mari DJ din lumea asta, este un grec. Un om care pune muzică în general la Tomorrowland pentru cunoscători. E acolo cu Tiesto, e un prieten de ăștia, știi, cu Tiesto, cu un bon. Și soția lui este un nou fenomen al lumii astea a muzicii de club și, mă rog, de festival mai degrabă, electronice. Ea se numește Matten, este o femeie foarte, foarte frumoasă și este o prezență extrem de agreată în ultimii ani pe scena Tomorrowland. Iată, vara asta, ca să-ți dau și din casă un nume mare, ea va fi prezentă la noi și de-abia aștept să fac acel podcast. Știi ce vreau să știu? Exact, exact, dacă poți să-mi zici cu punct și virgulă. Câtă vreme au cei din țară să vină la mare, să poată prinde o astfel de petrecere? Adică, mai exact, când se termină petrecerile la voi? Dacă ne luăm după sezonul estival, dacă la asta te referi ca perioadă, da? Mă gândesc că nu se termină la 1 septembrie, nu, nu știu. Nu, nu, nu. De exemplu, anul trecut am terminat pe 20 septembrie. Și am terminat pe 20 septembrie că nici nu mai erau turiști foarte mulți, cumva nici vremea n-a fost foarte prielnică, cumva a fost și cu școala combinația aia, că au terminat, au început vacanța de vară la 1 iulie, au început mai repede, s-a reluat un pic de pandemie, a fost așa o nebuloasă și am terminat petrecerile pe 20 septembrie. Anul acesta nu știu exact, evident că după 15 septembrie cu siguranță, însă anul acesta, noi am spus-o de anul trecut, n-am reușit, fiindcă au fost mai mulți factori în acest joc. Odată pandemia, care nu a fost de acord să continuăm și pe timpul iernii, pentru că noi asta vrem să facem. Și doi, a durat destul de mult pregătirile pentru Portul Tomis. Noi pe timpul iernii ne vom muta în Portul Tomis. E, numai că Portul Tomis ăsta, atât de frumos e el, dar pentru noi este un pic mic, noi ca și mărimea navei, și aveam nevoie să se dragheze un pic, fiindcă n-aveam adâncimea necesară. Lucru care s-a întâmplat și în mod normal, dacă nu se mai întâmplă nicio nefăcută, eu cred că ultima chestie la care ar trebui să ne așteptăm, breaking news, vin extraterestri, că rest, eu le-am cam văzut pe toate. Adică, le-am bifat, da. Da, tot. Și în scurt timp, asta scurt, e... Pandemii, războaie, tot ce vrea, e ok. Le-am bifat pe toate, deci aștept cu interes extraterestri. Să vedem, poate aducem pe ei. Facem un preț bun și facem pentru ei. Facem un preț bun, dar nu ne descurcăm noi. Așa. Da. Deci, dacă nu o să mai fie niciun lucru care să ne împiedice în a ajunge în Portul Tomis, atunci din iarnă suntem în Portul Tomis cu un program extraordinar de în timpul săptămânii restaurant, un weekend club. Și dacă vremea permite, nu mă refer iarna, nu e neapărat să stai pe această punte ultima. Evident că e frig. Dar poți să stai pe celelalte două punți care sunt încălzite, cum vara sunt răcite, depinde, avem tot ce ne trebuie. Și iarna, să știi că nu e... E o plăcere la fel de mare să mergi pe mare, n-ai niciun fel de problemă, doar să-ți permită vremea, în sensul că să nu fie vreo furtună de aia care să te zgâlție tare. Atunci chiar nu o să ieșim. Dar dacă vremea va fi ok și sunt foarte multe zile din iarnă în care marea este în regulă, ieșim și iarna foarte frumos. Și mă gândesc că o să fie foarte tare revelionul. Uite, m-ai pus pe gând, dar trebuie să mă gândesc pe cine să invităm.
Da. Abia aștept să vedem ce mai fi. Planul arată minunat. Una peste alta, eu îți doresc succes în această colaborare cu Dobrogea TV, cu emisiunea ta, că putem să spunem emisiune. Mă rog, nu-i chiar și o emisiune. Și aș vrea să le transmiți ceva celor de acasă, ca să te urmărească. Păi, celor de acasă le pot transmite așa. Există un tip de promovare. E ca și când tu mă pui să fac un promo acum. Da, poți să te uiți în camera ta și să... Asta, exact. Să, da, să te uiți în ochii telespectatorilor tăi și să faci un promo, da. Exact. Eu aș face un... stai că erau mai multe tipuri de promo. Era odată Dan Diaconescu care spunea nu ratați, că nu știți ce... Breaking news. Bun, breaking news. El s-a inventat breaking news. Eu le-aș spune oamenilor când au vreme și se uită pe Dobrogea TV sau pe YouTube sau unde ne pot găsi când apărăm, cum ar veni cu podcastul, să nu se uite. Că nu au ce să vadă decât lux, opulență, iaht, mare, vedete, chestii de genul ăsta, nesemnificativ, nu face parte din viața noastră cotidiană și normală, deci nu ne căutați. Glumesc. O să fie frumos, mai ales că în podcastul ăsta, nu știu, m-am mai uitat și pe la alte podcast ca să mă inspir, să-mi dau seama cum ar trebui să-l fac. Și am văzut că în majoritatea nimeni nu mănâncă, motiv pentru care la noi în podcast se va mânca. Adică punem și mâncare, ne punem invitații să mănânce. La Bobonete știu că este un platou foarte la mare Bobonete, de mâncare, e mai gust așa invitații. Ei au un platou, nu, eu o să pun așa, ciorbă, felul întâi. A, bun, am înțeles, ca la nuntă. Ca la nuntă, felul doi să se vadă acolo cu bogăție. Și la sarmale sau la... Cu sarmale, cu vin, să dau la final e cu șatul de pălincă. Asta o să fie provocarea. Uite, am dat din casă. Asta o să fie provocarea, șatul de pălincă, fiindcă știi că marea e, merge foarte bine cu pălinca. Bun, e minunată peștele combinație. Cu pălincă, e perfect. Da, nu, acolo la final, invitatul va fi provocat să bea un șat de ceva. O licoare magică. Da. Pentru petrecerile astea minunate. Și după ce bea acea lichioare... Lichioare, să-i zicem magică, lichioare magică. Va trebui să răspundă la ultima întrebare. Ah, bun, bun, acolo bun, e... bun. Acolo e esența. Da. Care, practic, dezvăluie adevărul, da. Adică nu o să mai poată fi... Da, dar ca să nu... Deci, dacă încercați să trișați și nu vă uitați la tot podcastul și dați direct la final să vedeți finalul, exact acolo o să punem punctul ăla de publicitate. Știi că pe YouTube poți să spui galbenul ăla și exact acolo intră publicitatea. Acolo o să punem publicitatea, să nu poți. Trebuie să te aștepți să te uiți. Una peste alta, acum serios, îți urez succes cu tot ce Doamne ajută. Începi. Și ție la fel. Și îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost alături mulțumesc, de noi. Eu îți mulțumesc și îți mulțumesc că și întregi echipe, evident, că sunteți alături de noi. Facem un parteneriat absolut superb și ne distrăm împreună pe un vapor, iaht, catamaran, deosebit, ceea ce vă dorim și dumneavoastră. La revedere!